Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi face predicții pentru cei născuți în zodia săgetător sau care au ascendentul în săgetător pentru acest sfârșit de luna august și luna următoare septembrie. Deci pentru că predicțiile în cafea nu țin mai mult de 30-40 de zile, așadar vor fi predicții care vor avea o durată până la sfârșitul lui septembrie cel mult, da? Și voi face deci predicții pentru cei născuți în zodia săgetător sau cu ascendentul în săgetător, așa arată ceașca celor născuți în săgetător. Ceașcă destul de interesantă. În casă au, să zic așa, un lanț, să zic așa, de niște probleme legate de suflet, poate, pentru că mi-apare așa o inimioară sau de vești de comunicare, dar și niște dușmănii legate de aceste lucruri. Poate legate și de niște călătorii, pentru că mi-apare și așa o mică bărcuță acolo undeva cu un veste, cu un C în capă sau un telefon, dar nu se concretizează, nu mi-apare că se concretizează. Sunt doar niște discuții, niște gânduri, depinde de... Aici mi-apare ca și cum v-ați întâlnit cu o persoană față în față și discutați, poate referitor chiar la niște daruri. Totuși aici de dedesubt aveți așa o înșiruire destul de lungă de niște probleme, de niște greutăți, de niște gânduri, da? Sunteți încă preocupați de foarte multe lucruri, da? Deci nu, încă nu reușiți să concretizați niște lucruri pe care voi vi le doriți, poate, da? Parcă din două părți vă vin. Aveți din două direcții, pentru că una pleacă de aici și una vine de aici și aici se întâlnește și e posibil să aveți o mică reușită, o mică lumină, o mică realizare, dar nu se vede anume în momentul acesta, nu pot să spun exact despre ce este vorba. Parcă se târăște, așa să zic. Este ceva care încă se târăște, merge greoi, merge încet. Da? Niște punctulețe, niște derulețe le primiți, le veți avea niște derulețe, un B sau o hotărâre pe care nu prea vreți să o luați. Poate să fie și acest lucru, poate chiar legat de aceste derulețe. Nu sunteți încă, deci așteptați o veste, un telefon care contează pentru voi, poate tocmai pentru ca să vă luați această hotărâre. Un C care contează foarte mult pentru voi, un C foarte mai important sau o literă de un 3, o reușită pe data de 3, 30, 30, da, poate să fie și acest lucru. Sau un H pe care îl evitați. Evitați un spital, să vă duceți în spital, să intrați în spital, aveți grijă, poate e vorba de boală, de accident, de ceva care vă poate, nu mi-apare accident. Iar e o hotărâre care puteți să o luați, dar nu o luați, o dați, o răsturnați, să zic, această hotărâre. Sau poate să mai fie, poate o literă de B sau poate cu o împăcare cu cineva, poate să fie, pentru că mi-apare deasupra un telefon, o veste. Un F pentru voi care contează acest F, poate vă întâlniți cu un F, că mi apare C și F, da? Dar deasupra se bă niște ceva care vi se barează, să zic așa, orizonturile. Da? Deci cu toate că orizonturile voastre sunt destul de luminate și destul de senine, totuși undeva deasupra sunt și niște norișori la niște drumulețe. E vorba de acesta C și acest F, sau mai poate să fie și un A lângă, da? Deci e vorba de niște drumulețe apropiate, deci ceva aproape, deci nu foarte departe de voi unele de altele, să zic, aceste persoane. Da, care se vă întâlniți în aceste anturaje sau vă vedeți sau vă petreceți, să zic așa, pentru că e posibil să vă și petreceți, că mi apare una că merge, una că se întoarce, nu știu cum să spun. Da? Un drumuleț pe care îl gândiți, dar nu știu dacă îl faceți, pentru că aveți multe alte, aveți niște întreruperi, aveți niște discuții, poate niște vorbe, probleme de bani, dar drumul ar fi destul de reușit. Va fi cu destul de reușită, dar n-ar fi drum cu de întoarce, doar de dus, vă duceți și nu vă mai rămâneți acolo. E un drum de suflet, un drum care vă face plăcere, deci un drum pe care îl gândiți, dacă îl plecați, plecați, nu vă mai întoarceți, poate acesta să fie sensul. Iar aici mi-apare un C foarte important, poate și un W, ceva necunoscut sau poate să fie cineva străin, da? Care poate vă oferă, mi-apare un telefon, doi ochi și o verighetă, un inel, o unire, un contract, ceva care să vă avantajeze, da?
O cruce răsturnată, poate mă pierdeți o credință, da? Mi-apare un trei o reușită foarte, foarte frumoasă, iară fâul și la voi apare din nou fâul, un râ de desubt foarte jos, mi-apare un râ ca și acela, e un râ destul de frumos, destul de bun pentru voi, pentru că mi-apare pe alb, multe derulețe, deci poate primiți multe derulețe. În inima voastră destul de goi, sunteți goli în inima, aveți o inimă destul de goală, multe derulețe în inimă, sau discuții, vești, dar așa, deci nu e ceva important, nu e ceva concret. O hotărâre totuși pe care trebuie să o luați, că e pe data de 8, sau mă rog, o literă de B, sau aveți voi de luat o hotărâre referitor poate la o relație, la o persoană mai degrabă aș putea să spune, că mi-apar doi ochi foarte clar care se uită la voi. Poate să fie ochi feminin, masculin, nu pot să-mi dau seama. Sunt doi ochi și atât. Mirați, parcă și o gură ar putea fi de femeie, aș putea să spun aici. Nu, mai degrabă zic că e un bărbat. E un bărbat, dar e mai afeminat, așa să zic. E feminat acest bărbat, poate, în acest sens. Dar mi-apare așa, v-am zis, un gol. Deci în inima voastră nu prea aveți multe, nici supărări, nici necazuri prea mari. Gânduri le aveți așa care vă împăinjenesc aici, vă țin aici și niște derulețe vă aveți. Totuși aveți așa o dragoste, cineva, orică vă ține dragostea, primiți vești, vă drăgostiți, nu știu ce să zic, dar nu, e o inimă neagră, nu aveți încredere. Poate că ar putea să vă îndrăgostiți pentru că mi-apare ca și cum v-ați întâlnit cu o persoană față în față și cu care ați putea chiar să vă pupați. Dar nu știu ce să spun dacă va fi așa sau nu, pentru că îmi apare pe negru. Poate nu va dura această relație. Poate nu veți fi chiar fericiți în această relație. Cam asta e tot ce pot să văd. Și o cheie, un secret. Voi aveți, să știți, pe lângă casa voastră niște chei, niște secrete. Poate e tocmai de această dragoste care vă ține așa înnegurată și gândurată. Poate, nu știu ce să zic. Un nou pentru voi pe data de 9, ora 9, cifra 9, contează un al de desubtul, iar un P mai contează, un ineluș, o relație, o hotărâre, o întâlnire cu cineva, cineva important, bineînțeles, care are o mare greutate pentru voi. În rest, nimic, da? Pentru că aveți inima foarte goală și acest drum pe care puteți să-l faceți dacă reușiți voi să vă luați această decizie, pentru că încă nu e vorba de niște derulețe, de niște discuții, poate, da? De niște vești, poate, care le așteptați. Cam asta e tot ce pot să vă spun și pentru cei din Zodia Săgetător. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că vă ajută să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi și că puteți să depășiți obstacolele pe care le puteți avea în următoarea perioadă. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă nu v-ați abonat încă pe acest canal, vă invit să o faceți. Aveți butonul de abonare sub acest filmuleț și vă doresc în continuare un sfârșit de lună august excelent și o lună septembrie excelentă din toate punctele de vedere. La revedere!